Mai departe, hai să vedem cum facem și cazarea. Pentru cazare, eu cel mai des folosesc site-ul Booking.com și Turistinfo. Pe Booking.com se găsesc mai multe hoteluri, pe Turistinfo mai multe pensiuni. Vă voi arăta pentru fiecare dintre locațiile alese de mine cum putem să găsim o cazare cu ajutorul acestor două site-uri, mai întâi cu unul, apoi cu celălalt. Hai să vedem în Târgoviște ce cazări găsi booking.com, am spus că va fi primul site pe care voi accesa, este și aplicație pentru telefonul mobil și ne putem loga chiar și cu contul de Facebook. Aici la secțiunea unde mergeți, voi selecta locația și am spus că eu prima dată vreau să mă cazez la Târgoviște. Și voi introduce în căsuță Târgoviște. Am selectat orașul Târgoviște, apoi check-in-ul, când vreau să, să mă încazez acolo. Spre exemplu, eu vreau să ajung acolo pe 18 iulie și a doua zi deja să plec pe 19 iulie. Nu voi sta foarte mulți, mult. mult. Iată, apoi selectez câte camere doresc, câți adulți, câți copii. De exemplu, să spunem că vor fi doi adulți și un copil și vreau camere separate, vreau să fie două camere. Vreau o cameră pentru mine. Vârsta aici îmi cere vârsta mea. Voi selecta aici 13 ani și apăs căutare. Îmi găsește locații și altă. În funcție de preferințele familiilor îmi face clasificarea și îmi zice că la hotel Valahia, spre exemplu, mă costă 300 de lei cazarea. Pot selecta să-mi arate prețurile mici mai întâi. Iată și apăs această opțiune, prețul cel mai mic mai întâi și astfel voi vedea începând cu cea mai ieftină cazare în această listă. Asta apartament, am și apartamente chiar de, de închiriat, nu, voi alege de această dată un, o hotel sau o pensiune. Și iată, pensiunea ca la Târgoveților la 2,9 km de centrul, centrul orașului Târgovește mă costă 252 de lei pentru doi adulți și un copil. Și atunci voi introduce 252 de lei în foaia mea de calcul, pentru prima zi. Cazare 252. Iată, deja bugetul meu de călătorie a ajuns la 677 de lei, odată cu această sumă. Pentru ziua a doua, când mă voi caza la Arefu, voi arăta cum procedez și pe celălalt site, pe TuristInfo. Iată, scriu în bara de căutare TuristInfo. Info. L am scris Turist Info și apăs asta Enter. Și mi-apare site-ul turistinfo.ro accesez acest site. Aici țin în cont că părinții mei lucrează în învățământ, au și tichete de vacanță și pot selecta opțiunea tichete de vacanță pentru a-mi arăta cazările care acceptă și tichete de vacanță sau alte modalități de plată. La locația unde vreau să sosesc, am zis că este Arefu, localitatea Arefu de pe Transfer Voi scrie aici Arefu, iată Arefu, județul Argeș, și mi apare la sugestii, selectez. Dacă voi sta la de pe 18 pe 19, e bine, pe 19 voi fi la Refu și voi pleca pe 20. Din nou, doi adulți și un copil, vârsta 13 ani, apăs salvează și apăs mai departe. Și mi-arată și aici cazările, după relevanță, adică după părerile clienților, dar eu vreau cea mai ieftină cazare și dau preț ascendent. Și iată, cea mai ieftină este casa de, am zice aici, 140 de lei în noapte, camera dublă. Pot să și văd cum arată, dând click pe, pe aceasta, iată, am fotografii din această locație, iar mai jos îmi spune referitor la cazare, care sunt tarifele, dacă vreau să filtrez rezultatele mele, spre exemplu, dau din nou căutarea, apăsând butonul mai departe, Scriu din nou aici Arefu, Arefu, județul Argeș și apoi pe mai departe și vreau să înfiltreze cumva rezultatele. Iată, filtrează rezultatele. Eu vreau să merg în unități de cazare unde îmi permite să iau și masa. Și atunci voi selecta aici mese opționale, se achită suplimentar cele trei mese, mic dejun, prânz și cină. Și apăs filtrează. Din păcate, iată, îmi spune că nu este nici un rezultat disponibil cu, cu acesta, dar pot selecta, de exemplu, aici la sate, din, apropiere, din apropiere, căpățeni pământeni, căpățeni ungureni. Este și acesta un avantaj că pot vedea unitățile din apropiere. Dau din nou, filtrează rezultatele și voi deselecta aceste opțiuni și hai să zicem că vreau micul dejun pentru că voi găsi undeva un restaurant. Iată, selectez atunci cu restaurant opțiunea restaurant și iată, cu restaurant, spre exemplu, cel mai ieftin este la pensiunea la Vista, 180 de lei pe noapte, camera dublă. Și atunci introduc la ziua a doua, în bugetul meu, 180. Pentru ziua a treia am spus că vreau la Sinaia. Pe acest site, pe turist.info, rezervările se pot face direct la proprietar, afișând numărul de telefon, făcând click pe Clic stânga aici unde ne arată numărul de telefon. Sigur că nu voi da acum să afișez numărul de telefon acestui proprietar, dar voi o puteți face și îl puteți suna pentru a face o rezervare. Apoi mă întorc pe, pe Booking unde rezervarea se face diferit. Vă arăt uh, imediat cum. Am zis că merg la Sinaia, următoarea locație, de pe 20 pe 21 iulie. Aceleași opțiuni și iată pot filtra și aici undeva, de exemplu, dacă vreau să aibă și piscină locația respectivă, dar pe mine mă interesează foarte mult să aibă, spre exemplu, restaurant unde să pot servi masa. Și atunci caut această opțiune de restaurant sau mă uit la proprietate după aceea. Bun, apăs căutare pentru a găsi cazarea și la Sinaia și iată, îmi găsește Hotel Sinaia, după preferințele familiilor, este un pic cam pentru bugetul meu, 889 de lei cu micul dejun inclus și voi da prețul cel mai mic mai întâi. Aștept aici și iată, mi-apare pensiunea lin cota 1210 lei și atunci selectez această opțiune pentru a vedea care sunt disponibilitățile de camere. La această cazare apăs pe vezi disponibilitățile și apoi aici pot vedea exact cum arată și această locație, dar pot vedea, iată, și opțiunile mele, anulare gratuită înainte de 5 nu este necesară plata în avans, vedere la curte interioară, vedere la lac, descriere la vedere la grădine, vedere la munte și parcare chiar gratuit. Avem nevoie pentru că am spus că ne vom deplasa cu mașina. Și iată îmi zice că în această cameră vom avea un pat de o persoană și un pat dublu. Și ne spune aici toate celelalte facilități pentru a continua cu rezervarea. Apăs rezervați. Apăs aici, selectați numărul camerei. Am lăsat 1, voi rezerva. După care mă duce mai departe la pagina aceasta, iată, unde trebuie să introduc datele mele, după ce voi introduce datele, urmează ultimele detalii, cereri referitoare la achitarea cu cardul sau modalitatea de plată pe care o doresc eu. Bun, mă întorc la, la foaia mea de calcul, introduc aici 210 pentru ziua 3 -a. pentru ziua 4-a, hai să zicem că de această dată pentru Slănic Prahova voi căuta pe turistinfo. Slănic... Prahova. Am selectat Slănic Prahova. De pe 21 pe 22 iulie. Apăs mai departe. Și am, spre exemplu, pensiunea Sfântul Nicolae, unde cazarea este 150 de lei, dar este cam departe, 11,6 km de Slăni Prahova. Eu vreau chiar în Slăni Prahova. Și iată aici îmi găsește Casa Ana, unde cazarea costă 160 de lei pe noapte, camera dublă. Și iată, voi selecta să mă, să mă cazez aici, deci 160 de lei voi introduce în bugetul meu, 160. Și pentru ultima zi, ultima zi am programat să plec de la Slănic Prahova la Călăraș, deci nu voi mai avea nevoie de cazare și atunci voi pune 0, pentru că voi merge doar la Vulcanul Noroiu și apoi voi porni spre Casă. Vom porni spre casă. Cheltuielile cu masă. Aici trebuie să facem cumva o estimare bazată pe prețurile pe care le observăm la diversele restaurante la care mergem. Și putem merge pe estimare consultând un meniu al unui restaurant sau putem estima în funcție de ceea ce am observat noi deja. Și voi zice că, de exemplu, un mic dejun pentru o persoană costă aproximativ 20 de lei. Și atunci fiind trei persoane. 3 ori 20, 60 de lei pentru micul dejun. Pentru prânz este aproximativ 40 de lei de persoană, la fel și pentru cină. Și atunci avem 40 ori 3, 120, 120 cu 120 cina și prânzul, 240, plus 60 de lei, am spus că este micul dejun, aproximativ 300 de lei pentru cele 3 persoane. 300 de lei în fiecare zi și atunci am... 300 cu 300 cu 300 cu 300 și încă 300. Sigur că putem suplimenta acest buget în funcție de prețurile pe care le observăm noi. Este foarte important că am creat în cloud pe, pe drive-ul nostru acest fișier pentru că îl putem accesa oricând de oriunde și putem schimba aici și putem modifica ceea ce ne-am propus. Important este să plecăm din start cu un buget. La obiective, la fel, în funcție de obiectivele pe care dorim să le vizităm, mai putem introduce aici la costuri. Spre exemplu, am spus că vreau să merg la Palatul Peleș și atunci scriu pe Google Palatul Peleș, tarif, intrare și program. Apăs asta Enter și iată Peleș.ro, program și taxe. Și aici mă uit pe pagină și văd că la Castelul Peleș pentru adulți este 50 de lei, pentru elevi 12,5 și atunci avem nevoie de 2 adulți, 100 de lei, plus 12,5 lei pentru mine, 112,5 lei. Și voi trece în bugetul meu. Voi scrie aici la obiective turistice Castelul Peleș. Mă mai uit încă o dată pentru a vedea și programul de, de vizitare. Ia să vedem. Ultima intrare la 17 și 15. Dar ia să vedem programul la Castelul Pereș, 9 și 15, 18 marțea, miercuri, în funcție de ziua în care ajung. Să zicem că voi ajunge acolo miercuri, atunci selectez 10, 18. Și pun aici programul, 10, 18. Și tariful de intrare am zis că îmi trebuie 112,5. Bun, introduc acesta de voi aproxima la 113. Introduc la în ce zi? În ziua a treia. Am spus 113 lei pentru că merg la Castelul Peleș. În ziua a doua, spre exemplu, voi merge pe Transfăgărășan și acolo vreau să vizitez cetatea Poenar. Și atunci caut cetatea poenari, program și tarif. Apăs asta, enter și îmi deschide pagina Cetății Poenari. Transfogreșean.travel. Iată, am aici o pagină unde găsesc informații referitoare la acesta. Ia să vedem unde este trecut. Iată aici programul de la 10 până la 18, dar ultima intrare de până la 16.30. Deci voi trece 10.00, 16.30. Iar tariful, 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, ceea ce înseamnă că mă costă 25 de lei. Trec aici cetatea poienari: 10-00, 16-30. Și am spus tariful intrare, tariful pentru 3 persoane, în cazul meu, tariful de intrare o costă 15 lei. Bun, iată, bugetul deja am ajuns la 2865 de lei și mai am de introdus pentru ziua 4 când merg la Slănic Prahova și ziua, 5, când merg la Vulcanii Noroioși. Aici la intrare la obiective să introducem în comentarii și intrare la ce obiectiv și cât ne costă. Și putem, de exemplu, la ziua 2, aici unde avem trecut intrarea la cetatea Poinar, click dreapta, și să inserăm o notă. Inserați o notă. Și notă să spun aici, intrarea pentru 3 persoane la cetatea poenari. Da? Și atunci când dau pe acest scris, să-mi apare. intrarea pentru 3 persoane la cetatea Poienari. Ca să știu ce constituie acești 25 de lei. Am șters din greșeală căsuța, introduc din nou nota. Să dați notă. Intrare la cetatea poenar pentru doi adulți și un copil. Adulți și un elev mai exact, pentru că reducerea se face cu carnetul de elev. Bun, mai departe, ia să vedem ce mai avem aici pentru ziua 4, ziua cu intrarea la Salina. Și o să caut Salina Slănic Prahova, tarif și program. Apoi asta enter și mi apare pagina Salorom. Iată, trebuie să am în vedere că lunea și marțea este închis. Iată de la 8 și ultimul la 1530. De miercuri până vineri, luni și marți, închis, sâmbada și duminica, ultimul la 16.30. Ziua 4 la mine mă uit pe, pe calendar și am spus că voi merge în iulie 1, 2, 3, 4, deci pe 21 joia. Și atunci mă uit pentru zilele de joi, deci de miercuri până vineri, deci de la 8 la 15.30. Va fi programul meu. Salina, slănic, prahova. 8. 0800 15 30. Intrarea, tariful de intrare, tarif de vizitare, iată pentru adulți 45 de lei, pentru elevi 30 de lei. O zi, vom sta toată ziua acolo la salină și atunci 45 ori, 2, 90 plus 30, 120 de lei. Pun și la obiective aici 120 de lei. Și spre exemplu ei să zicem că acolo la, la salină ne vom cumpăra și ceva de mâncare, vom bea și niște sucuri. Și aceste cheltuieli le-am prevăzut aici în, în masă, dar dacă vreau să mai cumpăr și un suvenir sau altceva, voi trece, de exemplu, aici și buget de suveniruri 50 de lei pentru această zi. Și pot să pun aici în comentariu, buget pentru suveniruri suveniruri. Bun. Și la alte cheltuieli, practic, mi-am adăugat acest, acest cost și iată acum bugetul meu este la, deja la 3.035 de lei. Pentru ziua 5 am zis că vreau să merg la vulcanii noroioși. Caut vulcanii noroioși, tarif și program. și mi apare pagina turismbuzău.ro Am și informații referitor la, la acest obiectiv turistic și am spus că acum vreau să văd și care este tariful de, de intrare și programul. Și îmi zice aici ora 8 până la lăsarea întunericului, dar vreau să știu cu exactitate. Voi părăsi această pagină și voi vedea Iată, îmi zice aici, închide la 20. Deci, este deschis până la ora 20. Ia să dau aici pe, pe această pagina rezervației. să vedem dacă găsesc cu exactitate pagina. Apăs să văd și fotografii, afișați fotografii. Și iată, am găsit aici o fotografie unde mi arată exact și și tariful de vizitare. Și văd că este pentru elevi 1 leu și pentru adulți 4 lei. Și atunci îmi notez aici 9 lei la buget pentru ziua 5 la obiective turistice. O să mai aloc și aici încă 40 de lei pentru suveniruri. Și dacă vreau pot să pun comentariu și apoi pune aici vulcanii noroioși. Și am spus că am nevoie de 9 lei. Programul, ia să vedem dacă găsesc și programul. Trebuie să găsesc și programul de vizitare. Program. Voi face clic aici pe program. Zice din nou că închide la 20. Dar vreau să, să aflu cu exactitate și la ce oră, de la ce oră se poate, se poate intra. Și accesez una dintre paginile care mi apare aici. Ia să vedem dacă aici mi-este trecut programul de vizitare. Închid. Când nu găsesc o informație pe o pagină web, pot să apăs control F și să scriu program. Și iată, mi apare aici program de vizitare 816. De luni până duminică 820, în rezervație 816. O să trec 816 pentru a fi sigur că ajung la timp. 08 1600. -16 Bun. Iată, dragilor, acum pot face și totalul pe coloană aici, spre exemplu, egal. Și iată, îmi sugerează direct suma coloanelor de mai sus, rândurilor de mai sus de pe această coloană. Pentru a extinde această formulă și la următoarele coloane, fac acest lucru și iată, în prima zi am nevoie, conform estimărilor mele, de 664. Dacă mai pun aici și 30 de lei pentru, 30 de lei pentru suveniruri, crește bugetul și tot așa. Pot să aloc pentru fiecare zi exact bugetul. Văd că în acest moment am nevoie de 3.114 lei pentru a efectua această călătorie. Dragilor, acesta este doar un exemplu de cum vă puteți calcula bugetul de călătorie. Puteți proceda și în alt fel. Eu am ales să vă arăt o modalitate foarte simplă, cu ajutorul căreia vă puteți construi un buget de călătorie și folosindu-vă de aplicațiile de care dispuneți gratuit de pe contul pe care vi l-a creat școala, pe Google Workspace în acest caz, folosind aplicația Google Sheets sau foi de calcul Google, pe care o puteți accesa din orice loc de pe un dispozitiv digital conectat la internet. Atât pentru astăzi, dragilor, până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și succes!